Mulțumesc! În primul rând, aș vrea să spun că mi-au plăcut foarte mult primele trei prezentări și felicitări vorbitorilor pentru că mi-au făcut așa o introducere în ce urmează să vă povestesc. Se aude? Mi s-a spus în pauză să vorbesc tare, să se audă și în spate. Deci să ridice cineva din spate mâna dacă mă înțelege. Ok. Numele meu este Alexandru Negrea. În prezent fac social media pentru o bancă din România. Am un blog personal de vreo 6 ani, de pe vremea când blogurile în România erau așa, un fel de vis frumos. Vedeam pe afară ce se întâmplă, vedeam oameni care câștigau bani din articolele lor pe care le scriau pe bloguri. Și dintr-o curiozitate de genul ăsta mi-am făcut și eu un blog personal. Și țin minte că mă întâlneam cu ceilalți blogger din vremea aia și ne gândeam dacă oare e posibil ca la un moment dat să ajungem să nu mai avem nevoie de niște joburi cu program și să câștigăm bani din aceste bloguri ale noastre. Din fericire pentru noi, am reușit să facem asta. S-a creat, sau dacă vreți, în România, în momentul ăsta există singura piață de publicitate pe bloguri din Europa. Piață de publicitate serioasă, pentru că se mai fac prin diverse țări, dar se fac la nivel foarte mic. Adică, dacă vreți, blogurile pentru oamenii ăștia reprezintă așa un fel de hobby din care uneori mai fac și niște bani și e un bonus. La noi există acum, din câte știu eu, în jur de 20 de blogări în România care reușesc să trăiască doar din blogurile lor personale. Și am venit astăzi să vă împărtășesc puțin din experiența din ultimii ani cu internetul, care a reușit să anuleze multe dintre clișeele tipice societății românești, clișeele pe care le folosesc tineri în general. O să fiu puțin tranșant, dar sper să înțelegeți că vorbesc cu toată încrederea când spun lucrul ăsta. În 2012 nu mai există, nu ar trebui să mai existe pentru niciun student sau chiar vorbim de elevi de liceu, nu ar trebui să mai existe această scuză, societatea nu mă ajută cu nimic, nu reușesc să-mi găsesc un job bun pentru că oamenii cer experiență, nu reușesc să fac lucruri după facultate. Ar trebui să existe și vă spun și de ce, pentru că avem acest internet și avem toată informația la dispoziție. Sunt deja niște exemple de oameni care reușesc să se descurce foarte bine în zona asta și să acumuleze niște experiență personală foarte valoroasă în momentul în care se duc să se angajeze după facultate. Și cred că dintre doi studenți care merg acum la un interviu de angajare, cel care, amândoi de la același profil, amândoi la fel de capabili în domeniul lor de activitate, cel care are blog va câștiga întotdeauna. Cel care are un portofoliu de articole scrise în domeniul în care activează va câștiga întotdeauna. Și știu exemple concrete din zona asta. Eu am crescut, practic, cu sintagma job stabil. Părinții mei mi-au oferit educația în așa fel încât, la un moment dat, după facultate, să am un job stabil, să nu mi-asum foarte multe riscuri. Școala, de asemenea, m-a învățat să nu mi-asum riscuri. Toată educația pe care am primit-o până la 18 ani și după aia era bazată pe această idee de a nu-ți asuma riscuri, ba dimpotrivă de a intra într-un sistem foarte bine pus la punct, job, familie și așa mai departe. Nu știu de ce, dar eu nu cred în momentul ăsta în aceste valori. Cred că exact în perioada când ar trebui să-ți asumi riscuri, ești sfătuit să nu-ți asumi riscuri. Cred că internetul din 2012 se bazează pe asumarea unor responsabilități. Vă spun, principala problemă
a oamenilor care nu reușesc, a tinerilor care nu reușesc în momentul ăsta să facă lucruri în perioada când au studii, este că nu își asumă riscuri și nu sunt suficient de deschiși sau transparenți încât să se numească chiar și experți într-un anumit domeniu, chiar dacă nu au avut niciodată, nu au lucrat niciodată în domeniul ăla. Citeam un articol foarte interesant zilele trecute pe internet despre experții online. Sunt tot mai mulți oameni care știu să facă lucruri în online și sunt numiți experți online. Și au apărut adevărații experți, oameni cu vechime în domeniu, care spun că termenul de expert e puțin devalorizat de curentul ăsta nou, de ce se întâmplă. De oameni tineri care vin și spun, băi, eu mă pricep la chestia, eu sunt expert social media, spre exemplu. Iar tipul care a scris articolul era, sau sfătuia să fie invers, de fapt. Mi-aș dori să întâlnesc în fiecare zi experți sau oameni care se declară experți în domeniul lor, dar care să îmi și arate rezultate a ceea ce fac. Nu e greșit că cuvântul de expert sau de specialist se devalorizează. A fi expert sau specialist nu cred că ține neapărat de vechimea pe care o ai în munca pe care o faci. Scria un referitor la ce spuneam mai devreme, la jobul stabil, la toate valorile astea puțin învechite din punctul meu de vedere. Citeam cartea lui Seth Godin, care se numește Triburile și pe care vă recomand. Este o carte despre, exact despre influențatorii din mediul online, despre social media, despre ce se întâmplă, despre oameni care reușesc să endorseze branduri, deși nu au niciun fel de pregătire. Iar pasajul care m-a impresionat foarte tare suna cam așa. Seth Godin este un om de marketing care are și blog, care trăiește din blog, acum din consultanță. Spunea că era la un moment dat într-un concediu pe o insulă exotică, mă rog, și pe la 12 noaptea, sâmbătă, în camera de hotel și-a luat laptopul și a mers în holul hotelului și-a deschis laptopul, a început să-și verifice mail-urile, a început să scrie pe blog și așa mai departe. Peste vreo oră, în hotel a intrat un cuplu, amândoi puțin amețiți, ținându-se unul de celălalt, au trecut pe lângă el și au auzit-o pe domnișoară șoptindu-i prietenului ceva de genul, uite-te și la omul ăsta, cât de trist, a venit în concediu pe insula asta minunată și sâmbătă la 1 noaptea el lucrează. E cu laptopul deschis în holul hotelului, lucrează. Și concluzia era că cei mai mulți oameni, știți, este expresia aia, să mă deconectez. Oamenii nu s-au gândit nici pentru o secundă că poate el îi plăcea, că poate lui îi plăcea atât de tare ce face, încât în concediu nu se putea sau nu simțea nevoia să se deconecteze de nimic. Și partea cea mai tristă era că te duci în concediu 2 săptămâni, moda vama veche de la noi, te duci în concediu 2 săptămâni în care ai impresia că îți trăiești viața așa cum ar trebui să-ți o trăiești, 2 săptămâni pe an. Chestia asta spune multe despre cum te simți tu când te întorci din concediu. Faptul că simți nevoia să te deconectezi când te duci în concediu spune multe despre cât de bine te simți tu când lucrezi, de fapt. Mi-a plăcut foarte tare pasajul și mi se pare că internetul este soluția ideală, dacă vreți, pentru tineri astăzi să învețe ce înseamnă creativitate. Vorbeam mai în pauză, vorbeam cu niște oameni afară despre faptul că școala în România nu punctează sau nu te duce deloc spre creativitate, spre a spune întrebarea, dar de ce așa? Dar de ce trebuie să-mi iau un job la 20 de ani? Dar de ce trebuie să-mi iau un job la 25 de ani? De ce trebuie să țin de el? Ești încurajat să iei lucrurile ca atare, pentru că e un sistem. Cred că scopul în viața asta, al meu cel puțin, este să nu muncești la 35 de ani. Este să nu fii prins în sistem la 35 de ani. Și am avut mai multe workshop-uri în București, în licee, în facultăți, cu studenți, cu liceeni. Și
erau foarte entuziasmați așa de ce le povesteam eu și de faptul că există această posibilitate acum. Dar după aia drive-ul ăla dispărea și mai mult de atât, mulți dintre ei îmi spuneau în pauză că, dimpotrivă, profesorii le recomandă să nu aibă un cont de Facebook, profesorii le recomandă să nu aibă un blog personal. Au fost câteva cazuri, ce-i drept, de elevi care și-au făcut bloguri și care au scris acolo lucruri care au afectat instituția din care făceau parte, grav. Și acum există această frică de internet. Am fost și într-o vizită la un culme. Am fost într-o vizită la o biserică, la o mănăstire și preotul de acolo a venit să ne povestească despre icoanele de pe pereți și ne-a întrebat cu ce ne ocupăm. Și am spus, păi suntem jurnaliști, un fel de jurnaliști online, dar nu suntem afiliați unui trust de presă. Suntem bloggeri, scriem pe blogurile personale și spunea, internetul este cea mai rea chestie care s-a întâmplat în lumea asta. Pentru mine a fost un șoc, adică în momentul ăla am ieșit, nu m-a mai interesat de nicio icoană, nimic. Să spui că internetul este cea mai gravă chestie care s-a întâmplat, tu ca om care, nu știu, ar trebui să transmiți relaxare și să îmbrățișești tehnologia, mi se pare extrem de grav. Îndemnul de astăzi și scopul prezentării mele, de fapt, este să încercați să treceți prin situații de criză pe internet cu oameni necunoscuți. Mi-a spus cineva la un moment dat, tot într-o prezentare, am făcut un exercițiu practic în sală și era ceva de genul, scrieți acum pe Facebook un status despre voi, despre o latură de-a voastră pe care nu o spuneți în mod normal oamenilor, de care vă feriți, o frustrare de-a voastră. Și vă recomand să încercați chestia asta, să vedeți cât e de greu. Apoi vă recomand să o faceți totuși și să încercați după aia să vă descurcați cu comentariile care apar de la niște oameni pe care de fapt nu-i cunoști. Bine, o parte dintre ei îi cunoști, dar sunt și oameni necunoscuți care vin și spun lucruri despre tine. Cred că abilitățile de comunicare pe care ți le dezvoltă în momentul ăsta internetul te ajută în absolut orice domeniu. Indiferent că e vorba de că vrei să faci marketing, comunicare sau că vrei să îți faci o afacere proprie, antreprenoriat sau că, nu știu, indiferent de domeniu, îți dezvolți niște abilități de comunicare. Înveți să vorbești cu oameni necunoscuți despre tine. Și asta este cel mai important. Nu suntem obișnuiți să facem lucrurile astea. Am învățat în cei 6 ani de când am blog să ofer argumente mai bune în discuțiile pe care le am, în viața de zi cu zi. Îmi spuneam acolo niște păreri. Eram foarte tranșant la început. Eram mai tânăr și foarte against the system, așa. Și vorbeam despre tot ce mi se părea ciudat în lumea asta. Și evident că veneau oameni care mă contraziceau. În primă fază aveam tendința să spun sau să le șterg comentariile sau să spun că eu am dreptate pentru că asta e realitatea mea. În timp am învățat să-mi argumentez părerile. În timp și pe Facebook am învățat să-mi argumentez părerile. Este foarte important să știi sau să susții punctul de vedere, deși poate părea pentru tine cel mai corect punct de vedere, de ce crezi tu că este așa. Când m-am angajat, cum spuneam, datorită activității pe care o aveam în online, s-a deschis acest post de social media manager și am mers la interviu. Și acolo oamenii m-au întrebat, ok, ce poți tu să faci pentru noi? Am înțeles, tu cu brandul tău personal te descurci foarte bine, dar ce poți tu să faci pentru noi? Răspunsul a fost destul de simplu. Încerc să le arăt oamenilor sau încerc să deschid atât de mult compania asta încât oamenii să vadă că se întâmplă și lucruri bune. Fiind vorba de o bancă, e destul de greu. Dar se întâmplă și lucruri bune și băncile fac lucruri bune. Acum există un nou val de joburi, dacă vreți. Social media manageri. Nu știu în Cluj, nu știu dacă e cineva din sală care face treaba asta, dar sunt tot mai multe, mă uitam și pe e-job zile trecute, sunt tot mai multe joburi de oameni
cu niște abilități de marketing, care sunt foarte deschis spre mediul online, care au activitate intensă în online, care știu ce înseamnă Facebook, rețele sociale. Va fi un nou val de tineri care vor fi vocile unor companii mari din România, deși ei nu au o experiență foarte mare în domeniu, dar știu să vorbească cu oamenii de pe internet. Știu că pe Facebook nu se vorbește cu dumneavoastră, indiferent ce companie ai fi. Știu că pe Facebook comunicarea sau comunicatele de presă nu mai înseamnă limbaj de lemn, compania X, liderul mondial în vă invită la stimate client. Nu mai funcționează lucrurile astea. E nevoie de oameni care să înțeleagă că pe internet este vorba despre prietenie, despre deschidere și despre asumarea unei imagini publice. Câți dintre voi ar fi pregătiți în momentul ăsta să apară pe internet spunând lucruri, făcând afirmații referitoare la societate, să zicem, filmați pe video și să pună chestia asta pe YouTube public și apoi să-și o promoveze pe contul de Facebook și să facă un statement. Eu cred asta. Am fost șocat să văd în facultăți că dintre 200 de studenți câți erau într-un amfiteatru, în fața cărora vorbeam și cărora le explicam lucruri, ok, toți aveau cont de Facebook, dar doar 10 citeau bloguri din România. Doar 5 primiseră vreodată pe mail un comunicat de presă. Sau știau ce înseamnă un comunicat de presă și cum se tratează el ca de dat mai departe. E foarte ciudat că nu se întâmplă lucruri când avem toată tehnologia de care putem dispune în momentul ăsta. Nu mai există societatea nu-mi oferă. Nu mai există statul nu-mi oferă. Nu e nevoie să ne ofere nimeni nimic, din punctul meu de vedere. E adevărat că nu suntem în cea mai bună situație economică, dar nu e nevoie să ne ofere nimeni nimic ca să se întâmple lucruri. Imaginați-vă că sunt în momentul ăsta oameni care dintr-un articol pe blog câștigă salariul unui profesor din România sau salariul unui medic rezident. Nu știu cât de bine sună chestia asta. Vă spun doar că există această posibilitate și vă propun să faceți cât mai multe experimente sociale pe internet. Nu lăsați internetul să fie doar un hobby sau un loc unde îți petrești timpul liber și mai dai un like unei fotografii de la o nuntă. Internetul nu e despre asta. Facebook, ca mecanism de marketing, ca mecanism de socializare, a depășit de mult nivelul de rețea de socializare cu prietenii apropiați și cu rudele. Nu e despre asta. Dacă reușești să înțelegi sau să-ți asumi ce spui pe internet, este foarte simplu să mergi mai departe în ce înseamnă relații interumane, da? Relații cu oameni. Și repet, este vorba de asumare. E greu, adică când am spus prima oară chestia asta la o prezentare, toată lumea, sau mă rog, oamenii cu care am discutat după aia, îmi spuneau că nu este chiar atât de greu. Imaginați-vă că aveți 1000 de prieteni pe Facebook. Imaginați-vă cum e să vorbești public în fața 1000 de oameni. Ca și cum ai avea în fața ta. Și să faci afirmații și să îți expui punctul de vedere în fața 1000 de oameni. E o presiune incredibilă. Și dacă nu mă credeți, vă invit pe oricare dintre voi să stați aici lângă mine. Abilități de comunicare. Asta înseamnă internet. Asta înseamnă Facebook, asta înseamnă bloguri. Abilități de comunicare care te ajută în absolut orice domeniu. Dacă vreodată o să vă întrebe cineva, un tânăr, un student, un elev, ce crezi că ar trebui să fac după ce îmi termin studiile? Recomandarea ar fi să le spuneți să își facă un blog personal, să își facă un profil de Facebook pe care să-și exprime gândurile, să scrie o carte în format electronic, să comenteze pe blogul Vlad Petreanu.
E o provocare să comentez pe blogul unui om care scrie atât de bine. The big idea este că de la anul o să existe o școală de social media în București momentan. Atât vă spun acum. O să vedeți ce se întâmplă la anul și o să vedeți cât de frumos evoluează profesional niște oameni care aleg ca în timpul facultății să nu aștepte să le ofere societatea. That's the big idea, dacă vreți. Să nu aștepți să ți se ofere, să nu te plângi că societatea nu-ți oferă. Pentru că nu mai e despre asta, nu mai există granițe, pur și simplu. Nu mai ține de societatea din care faci parte ca tu să evoluezi profesional, în niciun fel. Poți să lucrezi în state, tu fiind în România, poți să lucrezi pentru o companie, să colaborezi cu o companie din state, cu o companie din Europa. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc. Thank you.